Bună seara, dragi telespectatori! În această seară avem un invitat special și anume Ministrul Românilor de Pretutindeni, domnul Bogdan Stanoevici. Bună seara, bine ați venit în Italia, domnule ministru! Bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult că am această primă întâlnire, care începe atât de bine. Evident, această vizită este legată de ceremonia care va avea loc mâine, duminică, pentru canonizarea lui Ioan Paul al II-lea și al lui Ioan al 23 cred, că este celălalt nume, celălalt papă, ceea ce pentru mine, dincolo de simbolul prezenței mele aici, ca ministrul al românilor de pretutindeni, este și o, așa, o stare foarte plăcută și o stare de mândrie națională, pot să spun, pentru că reprezint România la această ceremonie importantă. În în același timp vreau să profit de această vizită ca să mă pot întâlni un pic cu o parte din românii noștri de aici, din Roma, regiunea Romei, pentru a avea un prim contact, pentru a avea o primă întâlnire și pentru a mă prezenta pur și simplu lor ca un român de pretutinde în ceea ce sunt și nu ca un ministru al românilor de pretutinde. Funcția a rămas la București. Aici a venit omul Bogdan Stanoevici. Dumneavoastră, ați fost pentru foarte mult timp un membru al, di al diasporei. Cum este să treceți de la un simplu membru al diasporei la un ministru al diasporei? E, nu e atât de simplu cât poate părea, pentru că responsabilitățile sunt altele. Când faci parte din diaspora, din ceea ce numim acum diaspora, termenul s-a modificat un pic ca sens în timp, e, Ești doar o părticică dintr-un mare grup. Când uh, trebuie să te ocupi de diaspora și de problemele ei, de problemele unor oameni, de fapt, e mult mai complicat. Dar, așa cum spun eu și colegilor mei uh, din guvern, până la urmă am schimbat uh, un teatru pentru un alt teatru. Deci sunt nou în acest teatru, și uh, în acest teatru, spre, spre deosebire de celălalt, din care vin, replicile nu mi le face nimeni. Trebuie să le spun eu, trebuie să le gândesc eu și evident că nu le voi face decât în dialog cu românii noștri de pretutindeni. Înțeleg că sunteți pentru prima dată în vizită oficială aici la Roma și vă veți întâlni pentru prima dată cu diaspora din Italia. Dar, dumneavoastră, bine, ați trăit pentru foarte mulți ani în Franța și probabil că ați întâlnit deja foarte mulți români de pretutindeni din celelalte țări. Ați individuat deja care sunt problemele românilor din diaspora? Sigur, este o mare diferență între aspectul diasporei atunci când eu am ajuns în Franța, în, 89, în 1989, înainte de evenimentele din decembrie. Anii care au urmat până la intrarea în Europa, lucrurile s-au schimbat, atitudinile s-au schimbat, situația s-a schimbat și problemele s-au schimbat. Unele au dispărut, altele au apărut. A urmat acest val de mișcare, pentru că acest cuvânt pe care francezii îl folosesc de altfel, la nivel oficial, de migrație, este impropriu. Nu există migrație în interiorul Europei, există migrație în afara Europei în Europa nu există decât o liberă circulație a oamenilor, dar cu acest val de români care au plecat din România către Franța, Spania, Italia, Italia și Spania în, în, în mare majoritate, sunt grupurile cele mai mari, foarte multe probleme au apărut. Unele s-au rezolvat, altele par imposibil de rezolvat. Am remarcat că marea majoritatea problemelor sunt legate de taxe sunt legate de școală, sunt legate de locurile de muncă, de drepturile pe care le au românii acolo unde lucrează. Și dacă e să aleg din toate acestea, o prioritate este aceea de a îi ajuta pe românii noștri printr-o platformă pe care suntem pe care să o constituim și cu alți membri ai Guvernului, o platformă de asistență juridică și nu numai, pentru a-și cunoaște drepturile, pentru că. Ceea ce trebuie să înțeleagă și acei angajatori, nu foarte mulți, dar suficienți, care nu respectă regulile și legea, este că nu există cetățeni europeni mai buni sau mai răi. Există cetățeni europeni cu drepturi și obligații egale. Deci, românii trebuie să aibă exact aceleași drepturi și obligații ca orice alt cetățean european. Dar de foarte multe ori am constatat, prin prisma celor ce mi s-au spus sau care au ajuns la mine, eu fiind extrem de deschis și atunci comunic pe Facebook, comunic pe mail, nu am o problemă, am spus foarte clar, nu există nimic filtrat la cabinetul meu. Tot ce se întâmplă acolo se întâmplă pentru că știu. Sau trebuie să știu. Și am constatat aceste lucruri și mi-am dat seama că de foarte multe ori românii care poate nu stăpânesc nici limba suficient de bine, nu știu ce drepturi au. Și atunci ceilalți, acei ceilalți, vor profita. Așa a fost de când lumea și așa va fi din păcate întotdeauna. Dar noi putem să schimbăm lucrurile. Lucrăm la această platformă, vrem să găsim și o, o formulă de număr de telefon verde, la care să se poată apela și să se poată obține informații simple, uzuale, de care au nevoie fiecare, de care are nevoie fiecare cetățean român, o platformă mail pe care să se poată comunica și unde să existe chaturi, să existe o discuție o interactivă simplă până la urmă, la care la o întrebare un specialist să poată răspunde pentru ca acel român sau acea româncă să știe despre ce e vorba și să știe ce să facă sau către cine să se adreseze. În principal, evident, către sediile noastre diplomatice este locul uh, cel mai sigur pentru a ști care sunt regulile, care sunt obligațiile, ce pot să facă, ce nu pot să facă. În același timp însă, am constatat cu o mare bucurie că liantul, poate cel mai important, îl creează Biserica Ortodoxă Română. Pentru că preoții, parohiile noastre... Uh, unde se duc românii, sunt uh, locurile în care informația circulă mai ușor, uh, în care oamenii își deschid poate sufletul mai ușor. Și atunci putem afla mult mai multe lucruri sau alte lucruri decât le aflăm prin uh, reprezentanțele diplomatice. Dar uh, ambele sunt complementare, nu trebuie neglijate. Să sperăm că veți găsi o modalitate de a vorbi direct cu cetățenii, nu neapărat prin intermediul bisericelor din străinătate. Poate că o să veniți mai des prin Italia și prin celelalte țări ca să vă întâlniți în piață direct cu cetățenii, să aflați chiar de la ei care sunt problemele lor. Și ce intenționați să faceți pentru a-i convinge pe români să se întoarcă acasă? Da... Uh... Este una din principalele probleme, este o linie de politică guvernamentală, de altfel, la care aderă în totalitate, bineînțeles. Sunt mai multe direcții pe care încercăm să le folosim, să le dezvoltăm. În primul rând, prin a asigura, e primul lucru de care se teme orice om care ar vrea să investească, de exemplu, în România, care a câștigat un ban, un cin greu. În Italia, știu că de multe ori locuiesc câte 4-5-6 într-un apartament ca să plătească o chirie mai mică pentru a putea pune un ban deoparte. O parte din acești bani se duc deja în țară. Familiile lor pot folosi acești bani care intră în circulație, există consum, există, deci, taxe și așa mai departe, ceea ce e foarte important. În același timp, românii trebuie să știe că o știu deja, dar poate că nu strică să repetăm. Ceea ce poți face cu 1000 de euro în România, nu poți face în Italia. Și atunci, România e o țară emergentă în care lucrurile se dezvoltă. Am constatat cu mare plăcere că tinerii studenți care studiază în Franța, de exemplu, sau în alte țări din Europa Occidentală, în proporție de 85%, vor să se întoarcă în țară după terminarea studiilor, tocmai pentru că știu că acolo se pot dezvolta mult mai ușor, mult mai bine decât ar face-o în țara în care fac studiile. Pentru că acel savoir-faire, ceea ce vor învăța în, în facultățile și în universitățile din Occident, le va putea folosi lor și, evident, întreprinderilor, structurilor în care vor intra și în care vor putea să funcționeze. Pentru aducerea românilor acasă, lucrăm la o, o altă platformă prin care să se poată crea niște avantaje fiscale. Sigur că idei sunt foarte multe. Din păcate, multe din ele, noi discutăm deja aceșt, acest nou val, să folosesc acest cuvânt, din, din Guvernul României, acești tehnocrați. Colaborăm foarte mult, e o dorință și o cerere expresă a premierului să comunicăm, în primul rând, între noi, miniștrii, tot timpul. Să nu așteptăm să se facă o propunere din partea unui minister și abia după aia să ne dăm seama că un alt minister ar trebui să fie implicat. Și asta se întâmplă deja. Și ne-am dat seama că din foarte multe idei, ne adunăm în jurul unei mese și vorbim și fiecare spune ceva, punem pe hârtie, multe din ideile noastre, care ne par foarte bune, se lovesc de anumite reguli europene pe care nu le putem schimba. Și atunci trebuie să găsim resursele în interior în concordanță cu legislația națională și europeană, pentru a nu crea discriminări. Pentru că, în momentul în care, să dăm un exemplu, statul român ar oferi un avantaj financiar, fiscal, pentru o, un român sau pentru o societate românească creată de români veniți din Italia, de exemplu. Sigur că aceiași români, dar care locuiesc în România și care ar vrea să facă același lucru, pe bună dreptate, ar întreba de ce cei din Italia ar fi privilegiați. Deci, e foarte greu să găsim acest modus vivendi și acest echilibru, dar avem deja pe masă în lucru mai multe formule în care intră aceste avantaje fiscale, în care intră, de exemplu, vreau să propun eu chiar un sistem de. nu de asistență medicală, dar, de exemplu, să asigurăm și sunt în discuții deja cu Ministerul Sănătății cu ministrul Bănicioiu, să vedem ce soluții putem găsi ca, de exemplu, e o idee, nu știu dacă va putea fi pusă în practică, dar mie mi se pare bună, să oferim oricărui român care se întoarce în țară un control medical gratuit, general. Asta înseamnă un ajutor pentru acel român, care nu va cheltui acei bani. Deci acei bani îi va cheltui altcineva? Statul, Ministerul, Securitatea Socială? Nu știu, nu avem încă formula. Repet, trebuie să găsim formula legală prin care putem face acest lucru. Eu cred că se poate. E doar un exemplu. În ceea ce privesc tinerii, vrem să găsim posibilitatea ca acești tineri, după facultate, să poată să fie integrați nu numai în structuri economice din România, dar și în administrație pentru a aduce un alt suflu, pentru a aduce o altă viziune pe care o căpătăm atunci când suntem în Occident. Această viziune trebuie să intre în România. Încă administrația românească este foarte greoaie. Pot să vă spun, nu știu dacă știți, dacă nu știți cu atât mai bine, dau eu vestea bună, ministra finanțelor a scormonit și a găsit tocmai pentru că are această mentalitate, are această viziune care e diferită venind din Statele Unite. A găsit nu mai puțin de 70 de taxe inutile, care vor fi eliminate, care nu aduceau mare lucru statului sau anumitor ministere, în schimb în foarte tare activitatea micro -intreprindelor, a întreprinderilor mijlocii și așa mai departe. Premierul a cerut să meargă mai departe, să caute mai departe, spunându-i că în mod sigur sunt și alte taxe multe inutile. Da, sigur, o întreprindere sau statul va pierde câteva mii de euro, dar câștigul oamenilor nu poate fi cuantificat financiar pentru că e mult mai important și pentru că acest câștig de fapt va face ca întreprinderile private ale acelor oameni care funcționează deja sau care vor să vină în România, vor putea să funcționeze mai ușor. E un pas, sigur, e ca Amstro când s-a dus pe lună un pas mic pentru om, un pas enorm pentru umanitate. Așa și aici, e un pas mic pentru ceea ce am vrea să facem și ceea ce așteaptă oamenii. Sigur că e firesc, că oamenii vor să simtă aceste lucruri direct în buzunarul lor, să le simtă azi. E greu, nici roman nu s-a făcut în trei zile. Dar lucrurile se schimbă și asta e important, să știe și să constate că lucrurile se modifică și merg în sensul acela, către oameni și nu în sens invers. Ultima știre pentru românii din diaspora este că din cele 55 de secții de votare din Italia s-a ajuns la doar 15 secții de votare. Din ce cauză? Sunt românii din Italia mai puțin importanți pentru alegerile pentru Parlamentul European din 25 mai din anul acesta? Mă așteptam la întrebarea asta. Nu, nu are nicio legătură. Problema e alta, e foarte simplă, de fapt. Știu că oamenii își pun întrebarea de ce pentru referendumul care a fost făcut pentru demiterea președintelui Traian Băsescu au fost aceste multe secții de votare și de ce pentru europarlamentare sunt doar atâtea. Nu e deloc același subiect, nu este deloc același sistem de funcționare. Pentru un motiv foarte simplu. Alegerile europarlamentare, dat fiind că un, orice cetățean român poate vota pentru români pentru reprezentanții din România sau pentru cei din țara de reședință. Aceste lucruri nu se pot face decât printr-un control electronic, pentru că în momentul în care ar vota pentru ambele persoane, ar deveni ar ieși în afara legii și pedepsele sunt mari. Aceste lucruri nu pot fi controlate în afara unor structuri organizate, informatic, nu se pot face secții de votare în biserici sau în alte locuri, pentru că nu există acest, această verificare electronică pur și simplu. Un alt motiv este că s-a constatat, misiul de externe are exact același număr de secții de votare pe care le-a avut în 2007 și în 2009, 190 în lumea generală. S-a constatat în Italia, și nu numai, că dacă la primele alegeri europarlamentare de acum, din 2007, cred că au fost, participarea a fost la o populație foarte mare, totuși, românească, de în jur de 22.000 de oameni, la următoarele alegeri, această, acest procent a scăzut la jumătate. Iar anul acesta, mi-e teamă că procentul va scădea din nou. Nu e bine. Nu e. trebuie să mergem la aceste la aceste alegeri. Trebuie să votăm. E un drept și chiar o obligație. Sensul civic trebuie să se manifeste. Deci, nu-și găsesc rostul mai multe secții de votare pentru că asta presupune costuri, presupune material și presupune capital uman. E foarte complicat și nu are sens. Nu putem deschide o secție de votare la care vor veni 10 oameni. Pentru că nu se poate practic, concret. Dar trebuie mers la vot și acum am să le -o spun direct. Este foarte important să mergem și să ne exprimăm punctul de vedere. Este singurul loc, cabina de votare, în care putem să spunem ce gândim prin acel nume pe care îl vom băga în urna de votare. Și important este să votăm în așa fel încât să fie util. Și trebuie să ne gândim la reprezentanții români care participă la alegerile europarlamentare și care pot intra în Parlamentul European din Italia. putem să, în, Din Italia în Parlamentul European. Sau la reprezentanții din România care participă la aceste alegeri parlamentare, europarlamentare, bazându-ne nu pe ceea ce se spune, ci pe acest, ceea ce se întâmplă. Trebuie să ne exprimăm punctul de vedere și să uh, votăm acei oameni care fac ceva, nu care vorbesc sau care critică. Trebuie să vedem ce se întâmplă. Și când vedem cum evoluează lucrurile uh, în România, încet, sigur, dar evoluează. E bine să ne bazăm pe această evoluție. Dar, indiferent pentru cine votăm, trebuie să mergem să votăm. E foarte important. E un ultim mesaj pentru telespectatorii Romit TV. Nu uitați că suntem cu toții români de pretutindeni și că avem nevoie unii de alții. E bine să uităm conflictele de clopodniță și să ne gândim la ce putem să facem împreună. Ce putem să facem împreună noi între noi, dar ce putem să facem împreună cu autoritățile locale, cu autoritățile centrale. Românii sunt importanți pentru Italia. Italia este importantă pentru români. Deci. Haideți să lucrăm împreună pentru ca noi, românii de pretutindeni, voi, românii din Italia, să puteți să vă bucurați mâine și copiii voștri să se bucure poi mâine de ceea ce voi realizați astăzi. Și dacă suntem uniți, atunci avem și forța să facem și să schimbăm lucrurile. Asta ar fi mesajul.